Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Este vorba despre spital din România. Unde o recentă modificare legislativă a anulat un început de reformă care se statuase după 2016, și anume suntem pentru a deveni și șef de secție, cu atât mai mult director medical sau altfel de manager al unui spital, ai nevoie de aprobările Universităților de Medicină și Farmacie din toată țara. Nu poți să chiar dacă câștigi un concurs, practic ești la mâna Universității de Medicină și Farmacie din România. Colegii mei, Alexandra Nistoroiu și Răzvan Luțac, au fost curioși să vadă cine sunt și ce fac liderii celor 6 Universități de Medicină și Farmacie din România: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Și au luat declarațiile de avere ca să vadă cât muncesc acești oameni și în ce măsură mai au timp ca să selecționeze și să mai departe să și vegheze la acest proces foarte important de a decide cine sunt cei care conduc secțiile sau spitalele din România. Și au prelucrat 47 de declarații de avere și a rezultat un clasament, nu neapărat al banilor, sigur că e vorba și de cât câștigă acești oameni, liderii, e vorba de rectori, prorectori și decani. Da. Cât mai ales al funcțiilor, al locurilor de muncă pe care le au acești oameni. Și concluziile le voi lăsa să le tragă, evident, publicul. Voi da doar câteva exemple. Pe locul 1, în privința numărului de funcții pe care le are, locurilor de muncă, este Adrian Covig din Iași, este prorectorul Universității de Medicină și Farmacie din Iași, care are 10 salarii, 10 locuri de unde ia salariul. Adică, ca să dau exemplu, da? Cu rugămintea de a avea răbdare oamenii, pentru că sunt 10, da? E medic la Spitalul Clinic Parhon din Iași. Ia un salariu de la Fresnu Nefocher, asta este o clinică privată. Mai am al doilea salariu de la clinica Almedra SRL, care este o altă clinică privată. Mai al treilea salariu privat de la Nefrocher SRL, care este o companie care deține o clinică privată. Apoi a salariul ca rector de la UMF Iași. Mai a încă două salarii, tot de la UMF Iași, nespecificate. Aici, în general, astea sunt salarii pe cercetări, pe proiecte, pe granturi, pe cercetări de proiecte medicale. Ia un salariu de la Academia de Științe Medicale, ia un salariu de la Academia Oamenilor de Știință, ia un salariu de la UEFIS, CD, scuzați-mă, este o abreviere complicată, care reprezintă Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului, de asemenea o instituție în subordinea Ministerului Educației Naționale, prin care trec anumite granturi, în general naționale, de cercetare. Au fost 10. Mai are două surse de venit importante, nenominalizate, din profesii liberale independente, ia 200.000 de lei pe an, și din activități independente profesionale încă 80.000 pe an, în total, și făcând o medie, ia 19.000 de euro pe lună net. Bun, încă o dată, nu discutăm neapărat despre sume aici, ci pur și simplu despre capacitatea oamenilor de a reuși să facă treaba pentru care sunt plătiți. Când ai 10 salarii pentru 10 funcții la foarte multe instituții diferite, se pune problema. Și da, colegii mei au vorbit cu oamenii aceștia, cu cei care, bineînțeles, au acceptat să vorbească cu noi, pentru că nu sunt doar, ei sunt într-un fel stăpânii medicinei românești, dar haideți să luăm exemplu un parlamentar, ca să oamenii să înțeleagă și mai bine. Leonardo Zanfire este pe locul 2, este din Târgu Mureș, este senator, este rector la UMF Târgu Mureș, este medic, este vicepreședinte al Colegiilor Medicilor și este, în afară de aceasta, și autor. Uh-huh. Și l-au întrebat cum reușește să umple toate aceste funcții, da? Da. Să-și facă treaba. Explicația a fost următoarea. El singur și-a descris astfel programul, domnul doctor al Zanfirei, rector. Activitatea la Parlament este de luni la prânz până miercuri, până marți seara, când sunt în București. Asta
nu știu, Vlad, da, tu te... În mod normal... Parlamentul României lucrează de... Da, Parlamentul României lucrează în comisii și în plen de luni după amiază până joi dimineață și după aceea se pleacă în teritoriu pentru activități în teritoriu. Trebuie să fie la cabinetele parlamentare, să se întâlnească cu cetățenii și așa mai departe. Asta că e de luni până miercuri, mă rog, o fi la dânsa. Acum, na, uneori până marți seara. Se lucrează pe în comisii. Da, așa interpretează dânsa mandatul încredințat de alegători. Activitățile, citesc din nou, da? Activitățile de integrare clinică, adică practic activitatea de medii la spitalul public, care cuprinde și îndrumarea rezidenților, că e foarte important asta, le fac, spune rectorul, în zilele de miercuri, joi, vineri, uneori și în weekend, când sunt în Târgu Mureș. Da, îi mai rămân niște funcții. Citesc din nou, ca rector și profesor universitar am cursul în zilele când sunt în Târgu Mureș, respectiv joia, vinerea, iar o parte din cursuri le predau online. Da. Cam așa arată România. Da. Ce să spun? Acum, în primul rând, trebuie să precizăm că astea nu sunt chestii ilegale. Adică nu e ilegal ce fac. Dar mai departe, cei care îi angajează și beneficiarii trebuie să decidă ei dacă sunt mulțumiți de activitatea acestor oameni. Mă uitam pe articolul vostru la prorectorul de la Iași, domnul Adrian Covic, despre care spuneai că are un venit cumulat de 18.000 de euro, ceva mai mult, 18.000 de euro lunar net, din 10 activități diferite. Grosul vine din colaborarea cu o firmă privată, adică câștigă 100.000 de euro pe an din colaborarea cu această firmă, care nu știu ce face, Nefrocare SRL. Probabil că este o clinică sau ceva. Adică de acolo vin foarte mulți bani. În rest, are, adică are un salariu la UMF de 1900, da, 1900 de lei pe an. Astea sunt probabil o colaborare sau ceva de genul ăsta. Sau altele sunt 10.000 de lei pe an, 1.000 de lei. Cine știe ce colaborări o fi având pe acolo. Dar da, când ai 10 surse de venit diferite într-un an, ești un antreprenor de succes. Și sperăm în continuare și un medic foarte bun, nu? Că asta ar trebui să fie și un cadru didactic foarte bun. Și un senator foarte bun. Sperăm că sunt oameni care pot să le facă pe toate, nu știu ce să zic. Abar n-am cum reușesc. Dar uite că... Cred că reușesc, da. Nu știu. Crezi că reușesc sau nu? Păi nu știu, comentariile noastre oricum ar fi, sunt stinghere și sper ca publicul să remarce cu sinceritate acest lucru. E foarte greu să comentezi un om care are, exact cum ai spus tu, sunt 10 salarii și încă 2 surse de venit. 10 salarii și încă 2 surse de venit pe activități independente. Da. După 2016... Eu încurajez pe toată lumea să aibă mai multe surse de venit în viață. Deci, mai, dacă e posibil... Cu cât mai multe, cu atât mai bine, dacă sunt legale, evident. Acum, există și o limită în câte poate să facă fiecare. Bun, ne-am găsit modelele, într-un fel, dar nu știu dacă... la societate. Nu, da, nu-mi dau seama dacă este model sau nu. Dar e bine să nu depizi doar de o sursă de venit. Acum, sigur că dacă ai 10-20 de surse diferite, începe să se pună întrebarea dacă nu care cumva... începe să suferi și calitatea muncii pe care o faci, da? Poate că angajatorii sau cei care îi contractează primesc, sunt mulțumiți, nu? Că altfel, în mediul privat, n-ai face asta. Adică nu primești ceva în schimb, calitatea lucrului pe care îl cumperi, nu contractezi, presupun. Nu? Principalii angajatori ai sistemului public de sănătate, pentru că toți acești oameni, criteriul a fost, exact, suntem noi, da. Criteriul numărul unu a fost liderii universităților de medicină și farmacie din toată România. Da. Bun, suntem noi, exact. Suntem noi pacienții și contribuabilii în același timp. Și foarte bine că după 2016, din voința tuturor cetățenilor români și îmbrățișată de către toate partidele, a fost lansată acea operațiune care nici a primit vreun nume, dar până la urmă triplarea, dublarea veniturilor medicilor și nu numai personalului medical din toată România. Sunt peste 200.000 de oameni care, slavă Domnului, slavă Domnului că au beneficiat de cele măriri. Un medic în România ajunge undeva la 3.000-4.000 de euro net, sigur, în funcție de specializări, vechime și așa mai departe. Și e foarte bine că se întâmplă asta, pentru că am fi rămas în pandemie cu și mai puțin medici decât avem și să tot pleca, s-a mai încetinit puțin plecarea. Da. Până la urmă, însă, nu se pleca doar din cauza salariilor. Se pleca și din cauza faptului că nu se făceau rezidențiate ca lumea, că nu sunt bine tratați și pentru că există o clasă de oameni
deasupra medicinei românești, care decide de fapt totul, având în mână totul. Asta e o foarte bună definiție, până la urmă. Eu cu asta aș să închei în fața oamenilor. Oricum, când ai 10 funcții. Nu, voiam să spun că oricum felicitări pentru anchetă, e foarte tare, sunt lucruri pe care nu le știam și cred că ăsta e primul lucru pe care, prima regulă pe care trebuie să o respecte și una. Deci felicitări pentru anchetă și în rest cred că fiecare poate să citească, să-și facă o părere despre ce se întâmplă. Exact, și nu le știau nici colegii noi, le rostesc încă o dată numele, Alexandra Nistoroiu și Răzvan Luțac, și de fapt asta e și definiția profesiei. Pornești și nu știi exact unde vei ajunge, oricum este doar prima parte, pentru că vom reveni în zilele următoare. Nu sunt cei de la universitate, adică nu, iertați-mi exprimarea din tribună, nu i s-a pus pata nimănui pe liderii învățământului medical din România. Există și mulți alți oameni care au foarte multe funcții în sistemul medical din România. Mulțumim tuturor! Mulțumim, Cătălin Tolontan! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.